Deși există un stereotip la noi că toată lumea merge la facultate, România este în realitate la coada clasamentelor europene cu privire la proporția tinerilor care finalizează studiile universitare. În plus, aproape unul din 15 tineri studenți români învață în afara granițelor, iar mulți dintre ei nu vor avea ocazia să-și folosească vreodată talentul și cunoștințele în țara lor. Trăim mai multe crize simultan. Pe de o parte, tinerii au acum cea mai mică pondere în totalul populației din întreaga istorie a României. Pe de altă parte, prea puțini dintre aceștia sunt educați la un nivel la care să fie pregătiți pentru a face față unei lumi și unei economii aflate într-o schimbare rapidă. Aceste realități dure nu mai pot continua. Avem nevoie nu de schimbări minore și dese, ci de schimbări profunde, gândite pe termen lung. Copiii și părinții au tot dreptul să știe încă de la început la ce se pot aștepta din partea sistemului public de învățământ. Dacă ar fi să alegem un singur punct din care să începem reașezarea sistemului educațional românesc, acesta ar fi probabil cariera didactică, prin încurajarea celor mai buni absolvenți să aleagă misiunea nobilă de a forma generația viitoare.